Dar un pic mai devreme, în cazul profesoarei care i s-a întâmplat o nefăcută, ce cazul acesta, cu poze. Am discutat și despre șeful ISJ-ul, domnul Victor Iacobescu, și am comentat în legătură cu vârsta dânsului. Pentru că dânsul o etichetase pe doamnă ca fiind ajunsă la o vârstă venerabilă și ne întrebam noi cât anume. Avem o informație de ultimă oră, îmi pare rău, colegii din regie nu au pus genericul de breaking news, asta e, o să improvizăm noi un breaking news, domnule Buzăianu. Domnul Victor Iacobescu ne-a trimis mesaj și a precizat că are 42 de ani. Și faptul că ne-a trimis acest mesaj și a precizat vârsta ne demonstrează că a fost ironic când a folosit sintagma vârstă venerabilă, ceea ce ne face să-l salutăm pe această cale și să ni se pare extrem de simpatic personal. Îl salutăm și îl ține minte. Bun, mergem mai departe. L-am înregistrat cu vârsta. L-am înregistrat cu vârsta. Vă să știți că v-am notat aici. Dar să ne spuneți și ziua, să știm ce zodie sunteți. Mergem mai departe. Sunt și alte probleme în țară, nu știu dacă ați remarcat. Nu știu dacă sunt neapărat probleme, dar sunt chestiuni care merită poate discutate. Nu, în momentul de față nu sunt la nivel de problemă, dar... Dar au potențial. Au potențial. Adică nu sunt chiar ca schimbarea climatică. 8800 de cazuri în România de COVID depistate. Multe? Sunt multe, puține. Puține cine? Istoria va aprecia. Suficiente. Să vedem ce s-a întâmplat în legătură cu COVID-ul, că lucrurile au început să crească. E oarecum așteptat să avem o creștere substanțială a numărului de cazuri, pentru că varianta Omicron se transmite cu mult mai mare rapiditate în contextul în care survine și după perioada sărbătorilor, când oamenii au socializat. În doar 24 de ore, numărul infectărilor s-a dublat, iar acesta este doar începutul. Specialiștii estimează în această săptămână peste 10.000 de cazuri zilnice. Acest lucru ar putea duce la o nouă criză a paturilor în spitale. Totuși, până acum, Omicron s-a dovedit mai blând decât celelalte tulpini. Dacă acceptăm faptul că Omicron determină forme mai blânde de boală comparativ cu varianta Delta, așa cum se întâmplă în vestul Europei, ne așteptăm ca o creștere a numărului de cazuri și ulterior a imunității după trecerea prin boală să realizeze acel prag de imunitate colectivă care e posibil să scoată lumea din faza acută a pandemiei și să trecem într-o nouă fază, aceea de epidemie. Valul 5, care abia începe în România, a creat deja probleme majore în restul lumii. Acele țări, într-adevăr, au un număr foarte mare de persoane diagnosticate cu COVID-19, însă ratele de spitalizare și de admisie în terapie intensivă au scăzut, ceea ce ne arată că vaccinarea poate transforma Omicron într-o simplă viroză respiratorie. Cu siguranță, sau nu cu siguranță, dar oricum, șanse foarte mari, cu șanse foarte mari privind spre viitor, e posibil ca această pandemie să se încheie cu acest Omicron. Spuneam eu aici, nu știu dacă mă confirmai sau erai de acord. Sunt zile și zile. Zile și zile. Depinde cum te-am prins așa. Sunt șanse foarte mari să se termine cu această mutație. Bun, să se termine cu pandemia cu această mutație. Păi, de altă parte, noi rămânem, tu nu s-a fir, noi rămânem aici. Noi rămânem aici cu oamenii ăștia. Eram înainte de pandemie, domnul Buzăianu. Poate vor fi și după. Din fericire stai și după, dar nu toți suntem și după, pentru că am avut un număr destul de ridicat de morți. Da. Domnul George Simion zicea, domnule, așa a fost făcută și revoluția cu morți. Păi nu e obligatoriu. Nici revoluția să se facă cu morți, nici numai pandemia să se facă cu morți, nu e chiar obligatoriu. Deci existau și alte variante. În blocul est, da, european, sovietic, putem spune, sub influența URSS-ului, doar la noi s-a murit pentru a scăpa de comunism. În rest, s-a putut. Nu neapărat cu vorbă bună, dar... Dar uite, pe de altă parte, dacă am aflat, Doamne ferește, aflăm, vine o știre, domne, că până Rusia, naiba știe, până Rusia, pe undeva, a explodat un reactor, se poate întâmpla, nu un reactor, nu știu, reactor cum, așa, cum s-a mai și că se îndreaptă un nor radioactiv către România. Aoleu. Și că să stați în casă, pentru că vine acest nor radioactiv și că puteți muri de cancer ulterior în ceva timp de la interacțiunea cu această situație. Să stați în casă și vor veni oameni și vor intra. No, vor intra și vă poșoșacă. Nu, vă păcălesc că ăștia vor să vă ia libertățile, drepturile și libertățile. Au niște moști de gaze de vânzare, au niște moști de gaze de vânzare. Au niște costume. Spun eu, niște costume, deci antiradioactive. Da, da, da. Dar vor să le prăduiască, ăsta e un mare tun. Eu vă întreb, dacă ni se întâmplă ce ni s-a întâmplat în 86? Dacă gândește-te că diferența e că atunci statul respectiv, statul ăla ticălos, da, URSS-ul, da? Da. Încerca să mușamalizeze. Ce a încercat și cu COVID-ul, stai un pic. Exact. Și societatea trăgea de informații. Dom'le, s-a auzit, pare că e, se întâmplă ceva, ăștia ne păcălesc, periculoase. Ăștia nu vor să ne zică ce se întâmplă. Ăștia ne păcălesc.
jurnalistul ne spun ce se întâmplă. Exact. Era invers. Acum vin, ne spun și apar. Nu e adevărat. Niciun. Nu se întâmplă absolut nimic. Da. N-aveți ce să pățiți. Da. Asta ți-a spus și... Dacă vor să-ți vândă o vestă anticlonț. Prostii. Prostii. Poți să mori și cu vestă anticlonț. N-ai de ce să porți așa ceva. Vă dau exemplu. Om. Vestă anticlonț călcat de mașină. La ce l-a ajutat Radu? Ce să faci cu ea? Degeaba. Ei au niște veste anticlonț pe stoc, vor să le vândă către oamenii expuși pericolului de împușcare, dar e demonstrat. Și dacă noi am spune la... Poți să te împuște în cap. Ce ai mai rezolvat? Ai rezolvat-o. Și dacă am spune la televizor, rămânem în zona radioactivității și am spune la televizor, domnule, vedeți că s-a întâmplat așa, am dat imagini de acolo. Și ar zice, ăștia au luat bani să ne sperie. Ăștia de la televiziune au luat bani să ne sperie și uite-te și tu în ce situație suntem. Deci vedeți că România cumva în momentul de față trecând prin această pandemie, lumea întreagă, dar apoi să România. Și frica e bună. Frica e bună. Frica e bună, frica te ține în viață. Scopul fricii este exact acesta. Ca adică tu e bine să să-ți fie și frică de pandemie, pentru că pandemia încearcă să te răpună, așa, conceptual vorbind, vrea să te omoare. Și frica te poate ține în viață, frica de pandemie. Uite, frica pe unii dintre politicieni ține departe de pușcărie. Ei ar fura, ar face, ar drege. Bă, dar eu știu, Doamne, iartă, mai vine ăștia cu DNA-ul peste noi. Bă, cu DNA-ul n-am auzit. N-am auzit. Nu se mai practică. E bine. Mersul cu DNA-ul. Tradițiile bătrânești. Nu se mai mersul cu DNA-ul, mă ții minte? Tinerii ăștia de acum, nu mai au. Nu mai au. Deci tinerii procurori de la DNA, bă, nu mai merg cu DNA-ul zilele acestea. Nu mai au bucuria aia, că eu țin minte când erau perioade între și se mergea în grup mare și îi luau, se duceau și îi colindau pe ăștia, pe mari politicieni. Acum o să fii numit, din nou... Cu spectacolul cătușelor? Amator de cătușe. Da, bine, eu sunt amator de cătușe. Eu am spus că sunt amator de cătușe. Ai spus că ești mare consumator. Scoasă din context afirmația, parcă e cum mi-au mai scos o dată o întrebare, i-am zis lui Nicușoară, așa și ne-au rulat pe Antena 3 și în ziua de astăzi mai fac audiență cu emisiunea noastră. Bine, fac audiență și fără, n-ar trebui să ne ferim de cuvinte. Da. Nu, nu-i ducem. Subiectele sunt mai degrabă derizorii. Dar e bine să ai un spectacol al cătușelor atunci când vizează fapte reale de corupție și nu chestiuni mai degrabă închipuite. Deci când te lupți cu marea corupție, că să spui că nu ai corupție în România sau că n-ai avut corupție în România, păi trebuie să fii imbecil. Corupția cer România... scuze pentru acest cuvânt dur, care nu mă caracterizează, domnul. Știți, încerc să le împachetez cât mai frumos. Una dintre cele mai corupte țări din istorie, practic. Dar asta acum... O forță în lumea corupției. 5-6 ani. Acum nu mai avem corupție. Păi și era nevoie de spectacolul cătușelor pentru ca un tânăr politician care intra și avea o oportunitate să se gândească de 10 ore înainte să promită că va rezolva ceva în... schimbul unor foloase necuvenite, că să nu-ți mai ia tablă. Nu era unul care a luat tablă, acuzat de procurori? Costel. Alexe. Da. Era acuzat că a luat tablă, încă unul că nu știu ce puieți, încă unul doia copăcei de aia nu știu. Dar nu mai există aceste rigori. Nici bani, e bine nici bani să nu. Nu mai există aceste rigori. Pe de altă parte, domnul Mărgineanu revine în problema pandemiei. Apropo de subiect, că văd o mare legătură între Direcția Națională Anticorupție și domnul cantautor Mărgineanu. Mărgineanu. Acum, domnul Mărgineanu în urmă cu 2 ani, zice el, eu cred că era mai puțin, dar oricum, am discutat aici în emisiune poziția dânsului, că timpul trece repede când te distrezi. Poziția dânsului era în felul următor: ia gata, mă, ia terminați cu pandemia, asta era ideea. Gata, domnule, am făcut, Andres, gata cu pandemia, asta acum vreun an și ceva ce zice. Acum revine domnul Mărgineanu, aștept de 2 ani să se termine mizeria asta și văd că nu dă niciun semn că s-ar termina. Am stat închis în casă și eu și restul lumii, am avut magazine închise, n-am mai putut merge la concerte, m-am adaptat cum am putut ca să nu... Mă duc la dracu, zice el, cu capul. Asta zice și el, mă rog. Am trecut prin boală, că de... așa e când cunoști multă lume și crezi că ție nu ți se întâmplă, zice domnul Mărgineanu. Autoritățile... Eu o scrisoare pe care o trimite așa... Da, foarte bună scrisoare. Citește, că-mi place. Autoritățile mi-au spus că dacă trec prin boală, devin imun. Și nu mi-au dat un cod și mi-au dat și un cod. Stai un pic, au zis așa ceva că dacă treci prin boală, autoritățile, nu, asta a fost Dana Budeanu. Dana Budeanu a zis că dacă treceți prin boală deveniți imuni. Și autoritățile. Că nu puteți să faceți decât o singură dată. Autoritățile ți-au îți garantează. Poate și dânsa iau autoritatea acum, stai un pic, că nu mai știu. Dana Budeanu a comparat pandemia, a difuzat noi aici imagini cu dânsa. Am dat aceste imagini. Compara pandemia cu nu știu, că e
bine. Pojarul, cu ce domnule tău comparați? Pojarel, nu știu, Radu, n-am, când nu era. Cu varicela. Că eram pe telefon când vorbea Dana Budeanu. Dar revenind, într-adevăr, autoritățile i-au confirmat că dacă a trecut prin boală, ăla e codul la care face trimitere, are certificat verde pentru o perioadă. Codul QR, domnul Mărginanu, e pentru o perioadă, domnul. Pentru o perioadă. Deci nu e... Păi și ce zice? Că s-a îmbolnăvit în nou și... că devine imun și mi-a dat un cod QR. Da, și superputeri. Bă, te-a pus zbor pe aici, topești cu privirea, ai vedere de aia infraroșie. Ce, doamne, iartă-mă, devii imun? La ce? La ce? La ce? La ce devii imun? După aia s-au răzgândit, zice. Da, s-au sucit, păi nu s-au răzgândit, bază. Că au rămas afil, la fel. Adică, n-a citit în diagonală. Da, s-au răzgândit, după aia au rămas afil. Dânsul e mai bun pe partituri. M-am vaccinat. Dacă pe comunicate, da. S-a și vaccinat. Dar e dracu de proști insistenți, zice el. Am vaccinat, dă-i dracu de proștii insistenți. De gura lor s-a vaccinat. S-a insistat. Aici eu sunt oarecum în asentimentul său, pentru că dacă nu era non-stop domnul Gheorghiță, vaccinați-vă. Da, bine, mă, dar ca să se oprească Gheorghiță. Deci pare că orașul vaccinează satul. E pe mână cu, da, la așa și ce vrea. E pe mână cu Gheorghiță, că pare că Gheorghiță l-a convins că el nu s-a fi vaccinat. Dar scrisoarea asta e un răspuns la cum ți-ai petrecut ultimii 2 ani. Și uite că s-au băgat mai multe tipuri de vaccin. L-au izolat pe ăla făcut de engleși, AstraZeneca. Că pandemia a fost și contemporană cu porcăria lor de Brexit. Vine, faci o analiză asupra situației. A, e ca să înțelegi lumea în care trăiești. Ca să vă explice, să înțelegeți și voi, doamne, iartă-mă, ce vi se întâmplă. Că nu știu, că vă văd așa, că stați, nu înțelegeți, nu pricepeți. Vine Mărginanu să vă explice. Ușor, ușor, n-a mai fost bun nici Johnson. Căci că ăla e clasic, zice el. Dar în schimb, în farmacii, era tot... în farmacii nu găsești antivirale, nici dacă tragi cu tunul. Bă, nu înțelege lumea chestia asta cu antiviralele firele arabice. Eu am auzit-o explicată. Mi se pare foarte simplă. Antiviralele sunt extrem de toxice. Nu se iau decât într-un anumit context. De-aia ele sunt date de către specialiști în spital, de regulă de la spital ținei. Nu sunt genul, adică nu poți să iei antivirale cum iau românii antibiotice. Deci există acest obicei. Și că antibioticele nu se eliberează decât în baza unei prescripții medicale. Exact. Dar toate acestea i-am depășit acest și acum au senzația. Dar se găsesc soluții. Da, Așa și? Bun, m-am vaccinat cu cel mai la modă vaccin, zice. Care? Două doze. Pfizer. Pfizer, clar. E clar. Între timp, hai, băi, nu vreo patru valuri de îmbolnăviri și au mai introdus niște restricții. De restricțiile alea vechi, zice, de restricțiile alea vechi și prostești, nu s-a mai făcut nimeni responsabil. Mă, are și o concluzie? Bă, nu știu dacă ce frumos e vara, dar sau e destul, nu știu, de mult, e destul de mult scrisă. Eu nici n-am... E mult scrisă, dar mie mi se pare fabuloasă această analiză. Înainte, mă gândeam actorii înainte, nu? Când veneau actorii, totuși aveau o... Uite, de exemplu, domnul Rebenciuc. Făcea o evaluare asupra societății, nu? Și te uitai și ascultai și avea sens și spunea. Și mă uit acum, actorii aceștia pe care îi vehiculăm, vin, uite, cu genul acesta de abordări, vin cu genul acesta de echivalări ale realității. Deci așa a înțeles domnul Mărginanu că ce se întâmplă acum. Bun, lăsăm la o parte. Eu am o de salutat pe invitație. Da. Când lucram eu în presa scrisă, domnul Buzeanu. Da. Am avut un articol, mie mi-a plăcut. Dar mie și puținor oameni, da, care așa, restul au zis că sunt cam nenorocit. Și se numea în felul nostru, stau să țin. De ce ne avem nevoie de actori cântăreți și alți oameni minunați în politică? Da. Ăsta e punctul meu de vedere. Articolul era o întrebare asta. Deci, așa, ăsta era titlul. Și sintetizat. Dar nu era o întrebare. Nu. Era o explicație. Era o explicație. De ce ne avem nevoie de actori cântăreți, da, și alți oameni minunați în politică? În politică. Pentru că năvăliseră în perioada respectivă. Era așa o, și toată lumea. Păi, stai, domnule, transferul de competență. Un mare artist, o voce a muzicii românești, un maestru al teatrului. Al N-am avut-o pe doamna Login în Parlament, dacă nu mă înșel? Și pe domnul Dolănescu, Dumnezeu să-l ierte. Deci am și l-am avut pe Adrian Copilu Minune în Consiliul Județean de la Consiliul Local de la Ștefăniști. L-au pus ăștia să depună declarație, dar avere și zis, da, nu pentru asta am intrat. Dar, ca să nu-i facem să aștepte pe invitații noștri din această seară, bună le seara. Spunem bună seara și le mulțumim că au acceptat invitația noastră, domnilor Dan Cristian Popescu de la Partidul Social Democrat, bună seara, domnule deputat. Bună seara. Și domnului Adrian Cosma, deputat PNL, bună seara și dumneavoastră. Bună seara, vă mulțumesc de invitație. Domnilor, nu e o perioadă foarte bună pentru politicieni acum, când vin facturile acestea la gaze pentru români și românii în general, când apare cât un politician, se uită chiorâși pe bună dreptate la ce se întâmplă, pentru că, într-un fel, și aș începe cu dumneavoastră, domnule Cosma, aceste facturi vă sunt cumva mai degrabă dumneavoastră alocate ca vină.
Deci mai degrabă e ceva ce dumneavoastră ați pricinuit românilor. Aceste facturi destul de descreierate, ca să le numim așa, n-aș vrea să le jignesc, dar sunt destul de descreierate. Și aș vrea să vă întreb, domnule Cosma, dacă ne vă aduceți aminte, la un moment dat se discuta despre plafonarea prețurilor. Și guvernul dumneavoastră de la momentul respectiv spunea, doamne, nu o să plafonăm, cum să nu facem nicio plafonare. Cei de la Partidul Social Democrat insistau cu această măsură socială, democrată. Și dumneavoastră zice, domnule, noi suntem liberali, noi rămânem. De ce v-ați răzgândit? Aveți dreptate. Într-adevăr, este o fierbere în societate legat de tema aceasta. Fiecare dintre noi cred că ne confruntăm cu această problemă, da. Și știm că ceva nu-i în regulă și tocmai de aceea astăzi a fost convocată o ședință cu ministrii finanțelor, energiei, agriculturii, antreprenoriatului și turismului, mediului și președintele ANRE pentru a stabili noi măsuri de protejare a populației și a întreprinderilor de efectele creșterii prețurilor la energie. Cine e președintele ANRE? Nu știu să cel care e. Cel care e, da. Un președinte, nu știu, numele chiar nu știu. Președinte oarecare, nu vreau să-i face. Păi restul îi știm, da, zic, de la Consiliul Concurenței și în cine e, de la... Până la urmă... Nici nu contează numele. Este important să vedem ce putem face în perioada următoare, pentru că e o problemă destul de apăsătoare. Este clar că românii au nevoie de garanții pentru corectitudine, în primul rând, a facturii la consumul de energie electrică și la gaze naturale. Da. Pentru că s-au întâmplat câteva lucruri deplasate, am putut observa acest lucru în perioada trecută. Sigur, au fost date exemple în spațiu public. Dumitru Chiriță. Și sunt în momentul de față măsuri de sprijin pentru companii în perioada aceasta destul de dificilă, generată de creșterea prețurilor la energie, care până una alta nu este doar în România. Dar se lucrează la un pachet de măsuri pentru a contribui la creșterea rezilienței economice și menținerea locurilor de muncă. Domnule deputat, am o curiozitate legată de sumele astea pe care trebuie să le plătim ca urmare a liberalizării prețului la energie. Înțeleg că se lucrează la o soluție, că nu o să ne lăsați așa să ne necăm în plăți. Contăm pătrunea. Se lucrează, nu? Deci pot să vă spun că încă se lucrează la chestiunea aceasta, vor fi compensate și acele situații în care nu unii furnizori au înțeles să nu aplice acele compensări. Da. Și de la 1 aprilie consumatorii casnici cu un consum lunar de până la 300 kWh vor beneficia de o nouă schemă de protecție care fenomenal. Mai include TVA redus la 5%. Și presupun că va retroactiva această lege în sensul în care veți achita o parte din facturile care vor veni peste an, că vă dați seama, dar la 1 aprilie ies ghiocei, avem alte soluții. Nu mai depindem de dumneavoastră, depindem de clima asta în continuă încălzire. Că m-am uitat și eu la conferința de presă de la Cotroceni. Deci pentru această iarnă, care e soluția, domnule deputat? Vor fi și retroactiv achitate în situația în care se va lămuri că nu au fost aplicate acele compensări. Păi nu că se va dovedi, s-a dovedit deja. Domnule, numai o secundă. Aș vrea să, domnul Popescu, o ultimă întrebare pentru domnul Cosma. Avem autorități în domeniu care vor putea, de exemplu, protecția consumatorului, foarte simplu, în baza ordonanței de urgență, va putea verifica dacă acel consumator, dacă a aplicat acea un singur furnizor mare, nu s-au dat nume, domnul Cosma, un singur furnizor mare a aplicat facturarea corectă. Ceilalți, conform domnului ministru, asta e o declarație a domnului ministru. Deci, practic, s-a dovedit deja. Eu vă întreb altceva. Domnul ministru ne asigura, în urmă cu o lună, că nu vor fi probleme. O lună și ceva, apărea pe la două, am rezolvat-o, zice, gata, am făcut plafonarea. Acum, să știți, eu și pe mine, dacă m-ați întrebat, după ce se dă o ordonanță de urgență, care evident că are efect de lege, și eu v-aș spune că nu va fi nicio problemă. Și cred că și dumneavoastră, pentru că plecăm de la buna credință a tuturor românilor. Dar, din păcate, se dovedește că unii furnizori au înțeles în mod greșit și deliberat au făcut aceste lucruri. Păi se știa că se va întâmpla lucrul acesta. Asta vă spun, lumea spunea de patru. De luni de zile, de jumătate de an cel puțin, discutăm despre facturile la energie care vor fi aproape imposibil de achitat. Nu pornim de la nicio bună credință. Nu pornim de la bună credință. De ce pornim de la bună credință? Furnizorul trebuia să aplice acele compensări. Și ce o să-i faceți?
Păi ce o să-i facem? Există protecția consumatorilor care va lua măsuri și va trebui să... Dar ANRE-ul nu avea atribuții în acest domeniu, că lăsați protecția consumatorilor, bărâi pe protecția consumatorului, care trebuie să verifice să nu fie produsele expirate, să nu să verifice, fie trebuit. Prețul greșit pe raft. Cam multe vrem de la ANPC, care și foarte puțin personal. M-ați întrebat de numele lui. Domnul Dumitru Chiriță, da, președintele de la ANRE, da, avea această obligație și trebuia să verifice. Însă nu vreau acum să mă lansez în acuzații, dar evident acum, că reglementarea în domeniul energiei trebuia să o facă președintele ANRE. Deci aici sunt perfect de acord. Și va trebui să vedem care vor fi consecințele. Însă, un lucru este important. Da. Acei români care au fost nu s-a ținut cont în cazul lor de plafonările la prețuri, va trebui să fie despăgubit. Am înțeles. Acum o să vedem. Dar aici domnul Popescu, politică în acest sens există și de la guvern. Da. Domnul Popescu, vă dați seama că mirarea mea apropo de ANRE-ul ăsta despre care vorbim acum vizează și Partidul Social Democrat, care a făcut o numire la ANRE și noi vorbeam în urmă cu ceva timp. Dar și a făcut mai multe numiri, că domnul Dumitru Chiriță tot de la PSD vine. Tot de la PSD vine? Acum eu mă duceam către numele domnului Stănescu, fratele... Nu are Consiliul de Supraveghere. Hai să vorbim despre conducerea executivă a companiei, despre domnul Dumitru Chiriță, care înțeleg că are marele merit de a fi fost președinte de Federație Sindicală. Și așa a reușit să-și negocieze apartenența la PSD, vreo 4 mandate, dacă nu mă înșel, și acum președinte la această instituție. Dumneavoastră, credeți în varianta asta în care românii trebuie să găsească soluții pentru a-și putea achita facturile până când va veni statul român cu despăgubire, astfel încât să îi ajute, mă rog, retroactiv să-i ajute? Credeți în asta, domnule deputat Popescu? Nu cred. Pentru conformitate, numirea de la ANRE aparține Parlamentului, nu unui partid politic. Da. Propunerea eventuală a unui partid, dar numirea este votată în Parlament. Da. Într-adevăr, noi am spus încă de peste un an de zile că nu trebuie făcut acum liberalizarea prețurilor, pentru că eram în pandemie, erau destul de multe alte probleme și am cerut amânarea aceasta. Mai mult, în momentul în care s-a votat legea consumatorului vulnerabil, am avut o serie de amendamente, noi de la PSD, care nu au fost votate. Unele au reușit să treacă, prin care cerea mărirea cuantumului de kilowatt sau de metri cub de gaze, majorarea unor compensații, valorii unor compensații. Nu au fost votate. Coaliția de atunci nu a fost de acord. Este doar pentru respectarea adevărului. Nu vreau să atac pe nimeni sau să fac să politizez subiectul. Nu politizăm, dar l-ați votat exact, ați votat legea, domnul Popescu. Acum, scuzați-mă că intervin ceva, că ascult, dar ați votat exact legea. Ce am vrut noi a fost o variantă care a trecut în Parlament. Noi am avut, repet, mai multe amendamente care ar fi fost utile astăzi, cred. Acum, ce pot face românii? Românii pot face un singur lucru. Pot schimba furnizorul. Opa! Uiteți că au mai făcut ceva românii. Cine a picat? Ambii. Pare că ar fi picat. Să restabilim legăturile telefonice. Nu, vă ascult. Eu... Refacem legătura telefonică directă cu domnul deputat Dan Cristian Popescu de la PSD și îl lăsăm să-și termine fraza, să ne spună ce variante au românii. Între timp, mergem la domnul Cosma. Domnule Cosma, l-ați ascultat pe domnul Popescu. Deci domnul Popescu reiterează o idee veche de un an. Pentru conformitate, ca să-i folosesc sintagma, cam așa stau lucrurile din punct de vedere istoric. PSD-știi, fie din populism, fie pentru că au darul clar viziunii, v-au spus că această lege trebuie amânată, aceasta a liberalizării, acest întreg proces al liberalizării pieței de energie, pentru că va genera efecte nebănuite. Mă rog, nebănuite dumneavoastră, de liberali, că alții le-au bănuit. De ce nu ați luat în calcul o astfel de soluție la momentul oportun? Eu, în primul rând, aș pleca, vă răspund, vă rog. Aș pleca de la realitatea că legea privind plafonarea și compensarea facturilor și legea consumatorului vulnerabil a fost votată de către PSD și, dacă vă aduceți aminte, toți colegii noștri din Parlament de la PSD și nu numai își puneau pe Facebook: am votat legea privind compensarea, legea consumatorului vulnerabil. Deci toți în unanimitate. Era o chestie, s-a făcut o mare campanie. Da, după ce v-au spus să nu liberalizați acum piața energiei electrice. După ce vi s-a transmis acest mesaj, nu doar de la PSD. Trebuie să mă uit cum au votat. Că și aici o dau
Da, acum, trebuie să se obișnuiască colegii noștri că sunt, nu se poate să fii și la guvernare și în opoziție. Nu, 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 dar haideți să facem abstracții de PSD. Că nu, acum nu e o discuție despre PSD, că a avut PSD dreptate sau n-a avut. Haideți să ne gândim de ce, dacă s-au tras aceste semnale de avertizare, că altfel nu știu cum să le numesc, nu ați luat în calcul că vom ajunge în această situație neplăcută, ca să mă exprim eufemistic. De ce pur și simplu n-ați amânat intrarea în vigoare a fenomenului liberalizării pieței energiei? Nu am participat la luarea acelei decizii și chiar nu știu. Dar cine a luat decizia asta? Nu știu. Dar nu știu care a fost, domnul Cât, care a fost domnul cine? Înțelegerea politică în Parlament moment. Trebuie să vă spun că nu știu. Nu vreau să vă dau un răspuns. Nu vreți să băgați pe nimeni la înaintare. Ne întoarcem la domnul deputat Popescu. Am restabilit legătura telefonică. Ne spuneați, da, domnule deputat, că România ar avea totuși o soluție. Care ar fi aceea? Ar avea un singur beneficiu al liberalizării pieței, acela de a schimba furnizorul. Pentru că, după cum s-a văzut, sunt furnizori mai serioși și unii mai puțin serioși. Sunt furnizori mai scumpi și unii mai ieftini. Pentru diverse categorii de consum. Pentru un consum mai mic, poate un furnizor care oferă un preț mai mic, pentru un consum mediu altul și așa mai departe. Deci sfătuiesc consumatorii, fie că sunt persoane fizice, fie că sunt persoane juridice, să se uite mai atent, sau dacă nu s-a uitat deja, pe piață, și e o variantă să schimbe furnizorul. Pentru că unii practică prețuri mai bune sau sunt mai serioși din perspectiva compensării sau din alte perspective contractuale. Deci acest lucru îl pot face românii, persoane fizice sau juridice. Cam mai asta mult ar fi soluția? Va face guvernul și ne bucurăm că premierul Ciucă a răspuns solicitărilor noastre și a intervenit astăzi cu promptitudine în acest subiect. Și se vor lua măsuri, se va majora de la 100 la 300 de kilowatt. Domnule deputat, va fi scăzut TVA-ul, adică o să se târpe. Uitam pe ceas, e târziu. E târziu oricând a reacționat domnul premier Ciucă. Domnul premier Ciucă a fost, s-a bătut cu schimbările climatice pe la prânz, așa. La prânz era pe schimbări climatice. Am cerut reducerea TVA-ului de acum 6 luni, deci nu este un lucru nou, dar bine că se face acum. Păi, e bine că suntem la guvernare, au venit primele facturi. Da, vedem că unii furnizori sunt serioși, unii mai puțin serioși, sunt și probleme în această lege, dar guvernul le poate corecta și le va corecta. Mesajul de azi, eu salut mesajul de azi al domnului Ciucă. Da, domnul Popescu, cine e totuși beneficiarul acestui TVA mare încasat în urma facturilor ăstora? Statul român, tot. Ar putea fi, dar ne ducem prea departe cu scenariile, ar putea fi totuși o strategie de a suplimenta veniturile la bugetul de stat prin, să spun eu așa, nepăsarea asta? Că, deci guvernul României a ignorat problema până au venit primele facturi, încasează TVA-ul pe primele facturi extrem de mari, 19%, după care acum, într-adevăr, domnul Ciucă, după ce a oprit încălzirea globală cu domnul Klaus Iohannis la prânz, a zis, hai domnule, că nu o lăsăm așa, am glumit, am vrut să văd dacă vă speriați. Reducerea TVA clar va fi încasat un TVA mai mic. Problema pe fond macro privită este legată de capacitățile naționale de producție. Știm cu toții, sunt vreo 6 hidrocentrale blocate, unele sunt făcute și 95%, blocate în instanță de diverse ONG-uri care au avut o mare problemă cu peștișorul care urca nu știu ce râu ca să blocheze acea hidrocentrală. Avem o termocentrală realizată 99% care este blocată iarăși. Deci sunt capacități de producție importante care ar trebui finalizate în acest mod. Putem să fim independenți de anumite importuri și putem controla și gestiona mult mai bine prețurile de producție. Deci sunt lucruri care se pot face pe termen mediu și lung, unele chiar pe termen scurt. Dacă am trata mai bine un plan național, cred că nu am ajunge în astfel de situații, măcar pentru viitor, dacă nu s-a întâmplat acum, măcar pentru viitor să fac aceste lucruri. Domnule deputat Cosma, dumneavoastră ați urmărit, nu, de fapt nu, că n-are sens, că ar trebui, dacă ar fi să-mi spuneți adevărul, mi-ați spune nu, v-ați spune dumneavoastră într-o situație neplăcută față de președintele partidului și de premierul, nu de președinte, de președintele țării, da, se cam suprapun, și de premierul României, care e tot al noastră în partid. Deci nu o să vă întreb dacă ați urmărit declarațiile de la Palatul Cotroceni cu privire la încălzirea globală și lupta împotriva încălzirii globale. În ziua isteriei facturilor ăstor. Deci nu o să vă întreb dacă ați urmărit-o, ca să nu trebuiască
să mă mințiți și nici să nu vă puneți dumneavoastră într-o situație neplăcută. Dar vă întreb, nu pare oarecum defazat sau desprins de realitățile mai dureroase din România președintele țării, premierul României, atunci când cei doi participă la un eveniment de luptă, anunțarea unui grup de luptă împotriva schimbărilor climatice, când noi avem o situație, nu mai vorbesc de cea epidemiologică, vorbesc de cea financiară, în raport cu facturile, atât de tristă. Că eu vă spun, pare că această schimbare climatică pe noi ca țară deocamdată ne avantajează. L-am auzit de multe ori și pe Nicu Jordan, l-am auzit pe mulți. Dom'le, beneficiem de această căldură iarna asta, până la urmă e cald afară, adică e în favoarea noastră. Trebuie să fim, eu încerc să fiu obiectiv, evident că fac parte din Partidul Național Liberal, însă trebuie să fim realiști. În momentul în care ai mai multe probleme, țara și lumea aceasta și Europa nu se confruntă doar cu o problemă, se confruntă cu mai multe probleme și nu le poți suspenda celelalte probleme să spui, domnule, nu mă mai ocup numai de asta. E ca și într-o familie în care spui, domnule, acum trebuie să zugrăvesc și nu mă mai ocup să dau mâncare la copii, nu mă mai fac absolut nimic altceva, că eu am o problemă. Încălzirea globală chiar fi. Hrana copiilor, zugrăvitul, că vreau să văd scara importanței. Fiecare problemă trebuie gestionată de către guvern, că n-au numai o problemă. Sunt sute de probleme în țara asta care trebuie rezolvate și pe educație, și pe energie, și pe toate celelalte. Nu e una mai... Sunt unele, sigur, care trebuie rezolvate mai urgent, dar nu e una mai gravă sau așa. Dar trebuie rezolvate. Și atunci că faptul că președintele convoacă un astfel de grup de lucru care este de actualitate la nivel mondial, da, nu putem să-l amânăm și noi ne încadrăm și evident că suntem cu o viziune transatlantică, cu parteneriatele pe care le avem cu țările din Europa și toate celelalte. Ce tare tropăim deci, noi împreună? Deci lucrurile trebuie gestionate toate, nu doar unele, că nu le putem zice, domne, gata. Noi ce credeți că va face România în problema globală a încălzirii globale? În primul rând să ne încadrăm, acum uitați un exemplu în PNRR, pe chestiunea legată de energia verde, să reușim să atragem toți bani. Asta e foarte important. Să începem să ne înnoim parcul auto, să nu mai poluăm și să nu mai fim cimitirul auto al Europei, da? Unde se aduc numai mașini peste 15-20 ani. Noi înțeleg că suntem cuptorul Europei, pentru că în capitală, mă refer la capitală pentru că n-ar trebui să fie cel mai ușor de gestionat loc din punct de vedere al controlului instituțiilor, toate instituțiile fiind aici, la nivel central și având cea mai importantă resursă umană, tot aici. Deci aici, pe niște câmpuri din jurul capitalei, se incendiază asta deșeuri. Asta e o problemă. Asta și e șeful de la Garda de Mediu, șefa mi se pare că era la momentul ăla, ne-a anunțat că s-au făcut foarte multe grătare în perioada aia, deci n-ar trebui să ne preocupe de la mici, nu de la deșeurile incendiate. Deci noi nu reușim să rezolvăm o problemă minimă locală aici, dar ne preocupă situația globală. Vedeți această inadecvare pe care o trăim. Este un program mondial, chestiunea asta legată de încălzirea globală. Deci noi ne înscriem în acea problemă care este lansată la nivel european, la nivel mondial. N-am făcut-o noi să rezolvăm pentru toată lumea, dar noi, pe partea noastră, la nivel național, eu nu zic să nu facă, dar întrebarea mea e următoare. Dar mai trist, mai discret. L-ați văzut pe domnul Iohannis, ați preocupat de problema adevărată a noastră? Dincolo, ziceai și asta e o problemă, okay. Dar astăzi... Dar nu astăzi, în fiecare zi cred că e preocupat și ați văzut faptul că a convocat săptămâna trecută discuții cu miniștrii pe diverse teme. Una dintre temele abordate a fost cum rezolvăm problema la facturile... Deci președintele practic nu face revista presă, nu mai citește și nu se documente. Îi cheamă zile pe miniștri și spuneți ce se mai întâmplă în țara asta. Nu pare... Înțeleg că nu i se deschide sezonul de golf, dar dumneavoastră vorbeați despre casa care trebuie zugrăvită. Păi noi cu lupta asta la baionetă împotriva schimbărilor climatice zugrăvim o casă pe care nu o avem. Noi suntem la nivel de prins omul care incendiază deșeuri pe câmp, alerga cu el pe acolo. Stai da, că trag. Da. Trebuie să conștientizăm populația, trebuie să conștientizăm copiii, pentru că au fost și câteva clipuri și poate trebuie să ne inducem în educația elevilor și a copiilor. Dar nu trebuie să conștientizăm și clasa politică să facă câteva cu arderile alea, să nu mai te trimită toată lumea asta.
să ne trimită deșeuri. Nu trebuie să lasă până la copii, ok, trebuie să faci și cu copiii ceva. Dar vă întreb, clasa politică, Ministerul Mediului, nu trebuie să facă, Doamne iartă-mă, ceva, mi se pare că o luăm aici, de partea asta altă, că noi avem problemă aici. Trebuie să-și facă treaba. Fiecare. Păi de ce nu și-o face? Pe mine m-ar interesa ca domnul președinte să-l cheme pe ministrul mediului, să-l tragă la răspundere. Bă, ce e aerul ăsta în România? Să-mi trebuie la graniță. Ai gardă de mediu. Gardă de mediu. Să-mi trebuie la graniță. Domnule, ce se întâmplă cu deșeurile astea? Adică asta m-ar interesa. Nu să facă niște clipulețe cu niște copilași care spun că trebuie să vedem ce face. Bine, a fost introdusă și o nouă disciplină. Chiar aș vrea să mă adresez domnului deputat Popescu, care e profesor de matematică, deci sunteți dascăl. Sigur că importanța unei noi discipline în trunchiul comun este absolut evidentă, nu poate fi pusă sub semnul întrebării. Dar în condițiile în care noi avem această problemă a importului de gunoaie din întreaga lume, în portul Constanța, mi-amintesc cum se deschideau containerele și de fapt ne zicea că ne aduce nu știu ce și păcăleală. Nu era căluț, dacă știți bancul. Vedeau tot felul de gunoaie din containerele acelea. Deci avem această speță și avem, mă rog, nu mai vorbesc de tăierile ilegale, vorbesc de incendiile astea de la marginea capitalei, dar și din toată țara. Nu vi se pare totuși că noi lucrăm la un nivel de sferă înaltă, la un nivel din care privim așa probleme sub aspectul nuanțelor, dar nu reușim să acoperim chestiuni ce țin de supraviețuire, domnule deputat Popescu? Acum să încep cu o glumă proastă. Chiar vă rog. În sectorul 2, vreo 20.000 de români au experimentat răcirea globală în ultimele două ieri. Nu prea au văzut încălzirea. Revenind la subiect, care sigur nu este în, poate nici în top 10 al preocupărilor românilor, acest subiect al încălzirii globale. Pare un pic defazat. Oamenii se confruntă cu pandemia, cu facturile la energie, ce mai discutam și noi pe aici. Pare un pic din altă fază, cum e curentul, trifazic sau. Da. Să știți că după Revoluție, prin grija dezindustrializării României, România a devenit beneficiar net de certificate verzi. Deci România este sub media europeană de poluare, deci primește certificate, nu trebuie să cumpere. Știți că e acel mod de a bonusa și malusa țările care sunt mai eco, da, eu știu că avem mai puțin eco. Nu avem un infringement pe zona de mediu? Nu. Noi pe zona de poluare, ca țară în Europa, suntem beneficiari de certificate. Deci noi le putem vinde să obținem niște bani. E piața respectivă, mă rog, cu anumite probleme, dar nu suntem considerați ca țară care poluează. Pe de altă parte, într-adevăr, sunt o serie de probleme legate de salubritate, de nesortare, de arderi ilegale pe care le-ați menționat, dar la nivelul țării nu suntem un poluator considerat în Europa, pentru că poluarea mare se face prin industrie. O face China, care nu are reguli. Nu poluăm la nivelul Chinei, dar nici nu produce la nivelul Chinei. Acum... Păi nu produce nimic, pentru că asta e problema. Corect. Și de aceea... Domnilor, trebuie să închidem, trebuie să luăm o scurtă pauză. Le mulțumim, domnilor deputați, Dan Cristian Popescu, Partidul Social Democrat, Adrian Cosma, Partidul Național Liberal. Le mulțumim pentru comentarii, pentru prezența în emisiune. Ne mai calmăm un pic pauză. Și ne revenim. Mă calmasem deja. După 2-3 minute... 5 minute m-am liniștit așa. O să venim calm. Avem niște subiecte, în schimb, care vor încinge atmosfera. Sper să nu se calculeze... La încălzirea globală. Doamne ferește, n-aș vrea să pară că suntem împotriva curentului. Pauză și revenim. Prieteni, atrage atenția pe Facebook. Într-adevăr, lucrurile sunt mai complexe. Radule, zice, asta e afirmația, vocativ, din cauza încălzirii globale nu mai ninge la munte ca odinioară. Unde mai schiază domnul președinte? De aici îngrijorarea, domnule președinte. A trebuit să parcurgem o oră și jumătate să încercăm să înțelegem ce se întâmplă în capul domnului atunci președinte. Atunci eu m-am gândit. Bă, cineva l-a apucat, că el nu era așa. Era așa, domnule. Eu l-am urmărit, el a vizitat mai degrabă țări cu o climă blândă. Nu era el disperat după frig. N-avea el nebunia asta, n-avea el nevoie asta. Dar uite. Uite că îi încurcă toate... Și ți-o spun și sincer, că acum omenește, mă. Ei, nu poți să joci golf tot anul. Îți trebuie și un pic de zăpadă. Îți mai vine să și schiezi. Dar avem zăpadă artificială. Nu e același lucru. Bravo, nu e același lucru. Bun, hai să mergem.
trecem către președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, care a întrebat în legătură cu unirea cu România, face o declarație fabuloasă. Basarabia, cum îi zice. Fabuloasă. Cu Republică. Da, da, mă rog. Sigur. Basarabia. Basarabia. Face o declarație fabuloasă. Să o ascultăm. Doamna președinte, cum comentați faptul că ideea unirii Republicii Moldova cu România capătă tot mai mulți adepți? Am văzut un sondaj în care, ultimul pe care l-am văzut, în care 44% dintre cei intervievați ar fi în favoarea unirii cu România. Nu știu dacă asta este cifra exactă, dar știm că există un număr mare de oameni și probabil în creștere care sprijină ideea unirii. În același timp, există și o altă parte din societate care este speriată de ideea unirii. Ori un asemenea proiect major se poate face doar cu susținere majoritară suficientă în societate. O să urmărim sondajele, să vedem cum se întâmplă lucrurile. Dar între timp... Ar fi 50% plus 1? Între timp noi construim relații cu România, dincolo de discursuri, construim poduri, construim proiecte care să ne unească pe domeniul energetic, construim, avem proiecte care să ne unească și mai mult pe domeniul cultural, educațional. Astea sunt lucrurile pe care le putem face și pe care le-am promis alegătorilor și asta le facem. Suficient ar fi 50% plus 1? Mai mult, probabil, pentru că un asemenea proiect trebuie să fie susținut totuși de o majoritate covârșitoare a cetățenilor. Da, unde mai pui că sunt și am văzut o cifră în ceea ce privește pașapoartele române. Cifra este impresionantă. Da, este impresionantă. Și da, cel mai probabil acești oameni sunt împrăștiați prin lume, cei care au pașapoarte românești, cea mai mare parte a lor. De aceea, oricum, probabil apropierea de România are loc mai repede decât conștientizăm noi cu toții, da? Lucrurile se întâmplă, dar înțeleg că sunteți adeptul... România ne așteaptă în Uniunea Europeană. Uniunii în cadrul Uniunii Europene, da? Aceasta este formula pe care am înțeles. Deci, ca să facem o sinteză, doamna prezentator voia unirea cu România, doamna Maia Sandu era la mod, bă, nu prea vrea lumea. Păi vrea, zice, uite, majoritatea. Insuficient. Sunt păreri și păreri. Păreri și păreri. Îmi place și doamnei Maia Sandu. Am urmărit-o pe doamna Maia Sandu, a fost așa revelația occidentală a basarabenilor. Doamne, vine să vedeți ce o să facă. A venit, n-am văzut ce a făcut, dar cert e că nu e vreun mare unionist doamna Maia Sandu. Asta e clar. Acum, sigur că unirea, din punct de vedere tehnic, este un proces dificil și costisitor. Da. Dar cred că e o obligație morală să te raportezi la unirea cu România de dincolo de să pot. Să fii în intenție. Ca la o reparație istorică. Da. Vorba de granițele naturale ale acestei țări. Acum să vii cu argumente de genul, da, dar am văzut că erau vreo doi în spate care au zis, nu e exclus. Eu știu că le dau de în cap. Că au trecut într-un proces de rusificare, zeci de ani sub Uniunea Sovietică, au lăsat urme adânci. Sigur că noi ar fi trebuit din 90 până acum să avem o altfel de atitudine, să încercăm să facem reversibil acest proces. Cred că se poate. Știu că am acordat un milion de cetățenii românilor de dincolo de Prut, dar mă rog, e nevoie de mult mai vedea. Bun. Luăm o scurtă pauză până mâine, Tudor Mușa pe B1, să aveți o Românie bună în continuare. Și mâine la 18:05 e vorbit. Ne vedem aici. Toate cele bune.